Un copil de 3 ani a ajuns la spital după ce a fost mușcat de un câine scăpat dintr-un apartament din municipiul Lupeni. Minorul se afla cu unul dintre părinți în zona blocului în care locuiește când s-a întâmplat nenorocirea. La fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță care l-a transportat la spital pe micuțul care prezenta multiple mușcături superficiale la nivelul piciorului drept. În acest caz, poliția municipiului Lupeni a fost sesizată cu privire la faptul că un minor în vârstă de 3 ani din Lupeni ar fi fost atacat de un câine cu caracteristici morfologice ce pot fi asimilate unei rase periculoase, în timp ce se afla alături de mama sa în zona unui bloc. Minorul a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Din fericire, se află în afara oricărui pericol, iar polițiștii în acest caz au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de neluare a măsurilor de prevenire a atacului canin și continuă cercetările în vederea stabilirii circumstanțelor în care a fost comisă fapta și pentru luarea măsurilor legale. Din primele cercetări, se pare că respectivul câine ar fi fost scăpat accidental din apartament de către un bărbat care l-avea în grijă.